S-a smerit pe sine ascultătorul făcându-se până moarte. Înțelegem în aceasta Mântuitorul venit ne-a arătat cu viața și prin învățătura lui care este calea cea nouă, respectiv calea smereniei și a slujirii perfenice ca singura cale care ajunge la Dumnezeu. Cercetând cu atenție condițiile în care s-a născut Dumnezeu nostru, nu găsim în ele nimic din poftele care au înrobit lumea de atunci și lumea de acum, nici confort, nici slavă deșartă, ci numai sărăcia cea mai duce opusă răsfățului și bogăților în care trăia omenirea. Descoperindu-se pe sine păstorilor simpli, care privegeau cu smerenie lângă oile lor, ca și magilor care îl căutau sincer pe Mesia, Dumnezeu mustră mândria Cezarului, din Roma, tăria împărăției lui Irod și știința cărturarilor din Ierusalim. Iar acesta este un obicei al lui Dumnezeu, cum arată Apostolul Pavel. Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să rușineze pe cei înțelepți. Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să ne rușineze pe cele tari. Dumnezeu și-a ales pe cele de neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să înmicească pe cei ce sunt. Că smerenia este calea și poarta împărăției cerești, ne arată și faptul că astăzi nu mai există niciun dintre oameni și casele de oaspeți din Betlehemul de odinioară, în care nu a încăput Dumnezeu, dar există încă smerita peșteră aleasă de Dumnezeu. Doar pentru această peșteră toate neamurile pământului iau calea Betlehemului spre închinare și pentru nimic altceva din Betlehemul. Iubiți fii și fiice duhovnicești! Născându-se în mică peșteră din Betlehem, Mântuitorul Hristos ne cheamă pe fiecare în parte să ne asemănăm Lui smerenie, arătându-ne cu fapta că omul nu se prețuiește după locul nașterii, ci după Duhul din trânsul, că omul are valoarea supremă, iar nu lucrurile materiale din jurul său. Mai apoi, prin întreaga sa viață, în cele mai mici amănunte, El ne-a arătat chipul unei viețuiri de formă dumnezeiască, precum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, viețuire împodobită cu smerenia ca și cu o haină împărătească. Domnul Iisus Hristos ne este icoana și pildă de desăvârșită de smerenie, în faptă, în cuvânt, în cugetare și în simțire, așa cum însuși ne povățuiește. Învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletului vostru. Acesta este și scopul întrupării sale, anume de a putea ajunge și noi la asemănarea cu El. După cuvântul Sfântului Efrem Sirul, care zice, numai de aceea te-ai născut ca să naști pe oameni după asemănarea ta. Nu putem intra astfel în Împărăția lui Dumnezeu decât pe poarta smereniei, dacă în viață îi vom urma, ne vom asemăna celui ce prin genoza sa a deschis porțile Împărăției. Dumnezeu însuși ne poruncește să ajungem la asemănarea cu El, de când? Fiți voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este. Împlinirea acestei porunci este o consecință firească a iubirii față de Dumnezeu,
cum observă Sfântul Maxim Mărturisitorul, cel ce iubește pe Hristos, desigur că îl și imită după putere, iar al imita după putere înseamnă a împlini poruncile dumnezeiești, după cuvântul său. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește. Când împlinim poruncile lui Dumnezeu, de fapt viețuim cu El și împreună cu El. De aceea Sfântul Ignatie al Antiohiei ne îndeamnă să ne asemănăm toți în purtări cu Dumnezeu, adică să ne comportăm dumnezeiești potrivit Duhului pe care îl chemăm să se slăiască între noi și să ne curățească de toată întinăciunea. Pentru că purtăm numele cel mare și sfânt de creștini, trebuie să rămân cu fața celui care ne-a dorit nouă acest nume și să dobândim însușirile lui. Precum învață Sfântul Grigore al Nasiei, în tratatul său despre desăvârșire, zicând, este nevoie negreșit ca toate numirile acestui nume de creștin să se poată vedea și noi, pentru ca să nu purtăm în chip mincinos un astfel de nume, ci ca el să se poată adeveri întru totul în viața noastră, dintre însușirile Domnului Iisus Hristos. Noi să urmăm mai întâi smerenia Lui, căci toate faptele Domnului ne învață smerenia, spune Sfântul Vasile cel Mare. Când era prunc, era în peșteră și nu în pat, ci în iesle, în casa unui tesnar și a unei sărmane mame, supunându-se Maicii Lui și logornicului ei. S-a supus lui Ioan și stăpânul a primit din arunul botezul. Nu s-a împotrivit nici unuia dintre dușmanii săi și nici nu s-a folosit de nespusă putere pe care o avea. Trăind în biserică, ne rugăm să ajungem să gândim și să trăim ca Dumnezeul nostru, după întâlnul Apostolului Pavel, gândul acesta să fie în voi, care era și Hristos Iisus. Iar ce înseamnă a avea gândul lui Hristos? Ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, mintea lui Hristos oare cel ce cugetă ca El și prin toate îl cugetă pe El. Înțelegem, deci, că smerenia este o virtute a tot prinzătoare care poate simți întreaga noastră viață, începând cu mintea și gândurile, cu la cuvintele, faptele și înfățișarea cea din afară a trupului. Zdrobind de piatra credinței gândurile noastre păcătoase și cerând cu stăruința lui Dumnezeu smerită cugetare, vom putea stinge locaș al Preasfintei Treimi, cum ajunge locașul al Preasfintei Treimi, prea vedea astfel lumea și toate evenimentele din trânsa prin ochii lui Dumnezeu, zicând apoi cu înțelegere, pe toate de împlut de bucurie Mântuitorul nostru, slavă ție. Trebuie să înțelegi că sufletul în care nu se naște smerenia Mântuitorului Hristos, acolo este prezentă în mod absolut mândria. În schimb, în inima lipsită de mândrie, acolo se slășește Dumnezeu, cum spune Sfântul Paisia Ioritul. Dacă te smerești, îl vei vedea pe Dumnezeu slășindu-se înăuntru tău și făcând în inima ta ieșnea vetremul. Însuși Dumnezeu făgăduiește că vă la minte la cei smeriți, cu inima zicând, spre unii ca aceștia îndrept privirea mea, spre cei smeriți cu Duhul umilit și care tremure la cuvântul meu,
Fără smerenie nu este putință a iubi pe Dumnezeu, nici a-i sluji cu răbdare pe aproape, nici a ne vedea propriile păcate, bancă, nici a crede în Dumnezeu. Sfântul Ioan Scăreau, plecă mândrește făgăduirea lui Dumnezeu disprețuitoarea oamenilor, înainte mergătoarea ieșirii din minți și din alam diavolească. Astfel spus, precum prin smerenie, ne asemănăm cu Dumnezeu, tot așa prin mândrie, ne asemănăm cu diavolul. Nu trebuie să uităm niciodată că diavolii au căzut din mândrie și că pe noi tot prin mândrie încearcă să ne despartă Dumnezeu. Iar împotriva lor nu este altă armă mai puternică și mai înfricoșătoare decât smerenia. Prin urmare, omul smerit îi biruiește fără luptă pe vrăjmașii săi. Sfânt Siluan Atonitul rezumă întreaga teologie patristică despre smerenie, în cuvinte și predicând. Cum să înțelegi de este sufletul tău sănătos sau bolnav? Sufletul bolnav este mândru, dar sufletul sănătos iubește smerenia. Sufletul sănătos înțelege că smerenia este o mare binefacere, este un izvor de pace și de bucurie. Omului smerit totul îi devine drag inimii, căci înăuntru său se odihnește Dumnezeu și cântă îngerii. Chiar și în bolă sau în cadru, omul smerit se bucură de mântuirea lui Dumnezeu, pe când cel mândru se sfâșie pe sine însuși, deoarece omul mândru nu cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Sfântul Silvian mai observă faptul că sufletul care s-a dat voie lui Dumnezeu nu se teme de nimic, în așa fel încât orice i s-ar întâmpla zice, așa este plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeului. Dacă se îmbolnăvește, gândește iarăși, înseamnă că boala mi este de folos, astfel Dumnezeu nu mi-a taun. Și așa se păstrează pacea în suflet și în trup. Toată suferința îi vine omului din mândrie, pe când omul merit nu se întristează de nimic, având în el puterea lui Dumnezeu. Înțelegând cât de bine plăcut este lui Dumnezeu merența cugetare. Zicem și noi, Doamne, îmbrăcește-ne darul Sfintei Tale smerenii, ca să afle Sfântul nostru pace pentru Tine. În anul care se încheie proclamat în Patriarhia Română drept, anul mondial al pastorației părinților și copiilor, am subliniat adesea grijă, datoria sfântă pe care o avem toți, clergi, părinți, bunici, profesori, față de prunci și tineri încredințați nouă de Bunul Dumnezeu. Ocupați însă cu grija noastră față de aceștia să nu uităm nici o clipă privilegiul pe care l-avem de a învăța de la ei acele lucruri pe care ne-am pierdut prin păcatele noastre, precum nevoința, precum nevinovăția inimii și curăția minții. Firescul smerenie și bucurie, iertarea și iubirea necondiționate față de toți cei din jurul lor. Pentru că pruncii se nasc într-o stare de nevinovăție. Mântuitorul Hristos îndeamnă să privim la aceștia ca într-o oglindă și să redevenim după chipul lor de când. De nu vă veți întoarce și nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Copiii sunt rânduiți de Dumnezeu drept pedagogi pentru părinții lor și pentru noi toți. Și Apostolul Pavel îi așează
îi așează pe copii ca modele pentru omul adult când fiți copii când e vorba de răutate. Astfel înțelegem de ce nu adulții sunt măsura copiilor, ci copiii sunt măsură pentru adulți în ceea ce privește chipul lui Dumnezeu. Copiii sunt expresia întreagă a smereniei și a curăției lăuntrice, fapt pentru care scriitorul rus Dostoevski spune că dacă a rămas ceva în lumea noastră care să ne amintească de frumusețea Raiului, sunt toții copiilor, fiecare nou copil născut în lumea aceasta, întrupează o nouă chemare la liberație și sfințenie, așa cum în fiecare an, la praznicul nașterii Domnului, Pruncul Sfânt, Pruncul Sfânt ne cheamă la smerenie, fără de care nimeni dintre noi nu va ajunge să vadă pe Dumnezeu. Iubiți și fiice duhovnicești, sărbătoare care ne stă înainte, se cere prăznuită într-un mod unic, precum tot unic este cel pe care îl prăznuim. Se cere prăznuit așa cum își dorește Dumnezeu, iar nu așa cum își dorește lumea. Să luăm aminte, deci, ca nu pe noi să ne servăm și să ne cinstim astăzi, ci pe Cel care ne-a cinstit mai presus de cuget cu venirea Sa la noi, precum ne învață Sfântul Grigore din Anția. Să sărbătorim nu ca la un praznic omenesc, ci ca la un dumnezeiesc, nu lumește, ci supralumește nu pe cele ce, pe cele ale noastre, ci pe cele ale celui al nostru său, mai bine zis, pe cele ale stăpânului, nu pe cele ale slăbiciunii, ci pe cele ale tămăduirii, nu pe cele ale creației de la început, ci pe cele ale creației noi de acum. În ziua aceasta să curățăm de ce peștera sufletului nostru de tâlhari, ce nevăzut de toată întâlnăciunea, ca Mântuitorul Hristos, cel odinioară născut în peștera din Betlehem, să se poată să lăsăre cu Duhul Său în inima noastră, cum spune într-o rugăciune din canonul pentru Sfânta Împărtășanie. Precum binevoiește a te culca în peștere nesne necultătorilor, așa binevoiește a intra și nesne necultătorilor meu suflet și neîntâlnatul meu trup. Nașterea Dumnezeu o sărbătoare care ne aduce dorul, dar care și așteaptă dorul din partea noastră. Mântuitorul Hristos este dorul pe care Dumnezeu face la dar nou astăzi. Hristos este dorul pe care Dumnezeu Tatăl l-a dat nouă astăzi în dor, ca niciunul altul de pe pământ. O lume trimisă în lume pe a risipi tunericul neștiinței și a încălzi inimile sărăcite de păcat, în dor așezat de înieșire, pe a fi nouă plană spre viața veșnică, în dor prin care a dat nouă toate ale sale. Precum spune Sfântul Efrem Sirul, ziua noastră tale se aseamănă ție, căci e binevenită și vrednică de iubire ca și tine. Ziua ta ne-a făcut un dar, un Tatăl, doar în al doilea. Nu un serafim a trimis El la noi, nu un heruvim s-a coborât la noi. N-au venit veghetori, îngeri, scriitori, a venit întâi născut care îi slujesc aceștia. Binecuvântat fie Cel care ne-a dat toate cele ale sale. În fața unui asemenea dar ceresc,
prorocul Isaia îndeamnă pe fiecare să se pregătească adevărat zicând, toată valea să se umple și tot muntele și dealul să se plece și să fie cele strâmbe drepte, cele curțuloase, căinetele. Și se va arăta slava Domnului și tot trupul o va vedea. El ne spune, de fapt, celor cu sufletul zdrobit să se coboare în valea lumii acestea și să se ridice în nădejdea mântuirilor. Iar celor care cu mândrie s-au așezat pe înălțimile lumii, să se zmerească înaintea celui așezat în ieșirea vetremului. Apoi dacă vrem să-l fericim, să-i fericim darul celui sărbătorit astăzi, să-l înălțăm cântări de slavă spre frumângerii, să-i ne închinăm cu merele precum păstorii, să-i aducem daruri și roate cu cele ale magilor, iar nouă unii acolo să ne dăruim darul dragostei într-o asemănare cu direcția Dumnezeu. Vă reamintim cu această ocazie că în ultima noapte a anului 30 decembrie, în toate bisericile din Episcopia Râmnicului vor fi înălțate rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite în anul care se încheie, cerându-i să binecuvânteze începutul și curgerea anului cu harul bine soare. De oameni și să întâlnească vremuri cu pace și bună liniște, văzducului și viață fără de păcat, cu sănătate și cu deșugare. Totodată vă facem cunoscut că anul 2021 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca anul magian al pastorației românilor din afara României. Diaspora românească fiind una dintre cele mai numeroase la nivel internațional și anul cumulativ al celor adormiți în Domnul prin valoarea liturgică și culturală a cimitirilor, ca semn al iubirii care este mai tare decât moartea și care continuă în vericie. Îl rugăm pe smeritul nostru Dumnezeu să-și facă locaș în noi și să îmbogățească sărăcia inimilor noastre cu harul său, spre a simți și noi măcar o fărâmă din pacea și bucuria dorite celor care au îngenunchiat venit înaintea Împăratului, așezat în Iesnia din Betlehem, astfel încât darul acestor preasfinte zile de ale nașterii Domnului să-l primim cu toată mulțumirea într-o înnoire a vieții noastre și pe dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. La mulți ani și mulțumire în numele Părintelui. De tot bine voi și către Hristos Domnul și-a născut în este de trei mâni rugător a Hristosului și Mântuirii.